De ce nu trebuie să fii o oaie? Sau de ce nu trebuie să mergi cu turma? Mi s-a atras atenția că ar trebui să fiu mai agresiv în exprimare ca să se înțeleagă mai bine și ca să motivez mai puternic. Eu zic că e destul de ok așa cum e acum. Nu mi-a plăcut niciodată ideea de turmă. Ideea pornește din școală. Ți se spune că e bine să înveți. E bine să nu faci greșeli. Despre asta o să discutăm un pic separat. E bine să nu îți asumi prea multe riscuri. E bine. Școala te învață cumva lucruri greșite. Din păcate, oamenii vor să se îmbogățească rapid, peste noapte. Din păcate, orice fel de promisiune, afacere care promite câștiguri imediate sună interesant pentru majoritatea. Jeff Bezos. La un moment dat discutase cu Warren Buffett, din câte rețin, s-a spus un om foarte bogat lui Warren Buffett, dar parcă era Jeff Bezos. L-a întrebat, mă Warren, dar de ce nu aplică mai mulți oameni ceea ce faci tu? Pentru că modul tău de a te îmbogăți este foarte simplu. Și Warren a spus, pentru că nimeni nu vrea să se îmbogățească încet. Când vezi să te îmbogățești ultra rapid de cele mai multe ori vei da greș. Pentru că ăia care au răbdare, mereu ți vor la înainte, cu câțiva pași. Regula asta se aplică în business, în relații, inclusiv la femei se aplică chestia asta. Dacă ești obsedat, adică dacă asociezi business-ul cu o femeie, dacă vrei să ajungi la ea și te duci ca un gărban la ea, bună, hai la mine că vreau să te... Așa? Ai ratat șansa din start. Dacă ai răbdare, ui cu frumosul, o gâdili, o faci să râdă, îi povestești un alta, te duci cu ea în conversații inteligente, bla, 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 îi, îi sugerezi că ești un om manierat. Altfel sunt șansele de reușită, dacă mă înțelegeți. Deci, când par disperat și când ești disperat, că e vorba de femei, că e vorba de afaceri, că e vorba de orice, știi cum e? Graba strică treaba, pe cât se poate de simplu. Din păcate, apar tot felul de afaceri, uite așa. Și piața intră într-o bulă. Buf, bula se sparge, vine o criză, fraierii care și-au au vrut să se îmbogățească peste noapte pierd, câștigă toți aia care au avut răbdare. Mereu vor fi bule. Ea a fost bulă gold rush. A fost bulă dot com dot com bubble cu tehnologia, site-uri, tehnologie în online. A fost mai degrabă în Statele Unite noi prin 2000 când nu aveam cine știe ce digitalizare, site-uri și așa mai departe. A fost criza imobiliară din 2008, deci îmi aduc aminte perfect cum auzeam inclusiv prin familie cum se discuta. Ia repede terenul ăla și ține-l un an doi, că-l vinzi peste 2 ani, îl vinzi dublu. Și cumva a mers treaba asta, a, a ajuns la urechile tuturor și deja toți se împrumutau să-și cumpere terenuri și imobile pe care să le țină un an doi 3 5 luau credit, să le așteptau să le crească prețul ca să le vândă la prețuri mult mai mari. Ăsta este un efect de turmă. Acum, noul efect de turmă este Bitcoin. Toată lumea cumpără Bitcoin fără să realizeze niște lucruri, lucruri importante. Apropo, dacă tot ne uităm la cât e Bitcoin acum? 136.000 de lei. Pentru februarie ora 10.28, Bitcoin este 136.000 de lei, a fost 160 și ceva, a scăzut la 119.000 și se speculează că au leu, au leu să ajungă la, la 300.000 de euro un Bitcoin. Repede, vindeți tot acum cât puteți. Știi, așa zic unii, vindeți tot acum, repede și cumpărați-vă toți Bitcoin până nu e prea târziu. Mă, oameni buni, Bitcoin nu produce nimic. Nu zic să bași banii în aur sau în Bitcoin, nu produc nimic. Trebuie investiți bani în ceva care produce bani. Bitcoin nu produce bani. Este cel mult, exact cum îi, spune, îi spun toți, a store of value. Oamenii care investesc ca disperații acum în Bitcoin nu investesc pentru că vor să își prezerve din avere store of value. Nu, vor îmbogățire peste noapte și puțin recunosc chestia asta. Cei drept îi înțeleg logica și unde vrea să se ducă, dar finanțează alte lucruri grave. Momentan nu este reglementată. Să nu credeți că nu va fi la infinit reglementată. Să nu credeți că fentați voi statele, guvernele și toate cele. Totul este reglementat pe lumea asta de cineva. Dacă credeți că Bitcoin nu va fi niciodată reglementat, deci dacă vă ajunge la cifrele la care se estimează, vă garantez că vor fi limite, restricții, reglementări, controle, confiscări, hack și mai mult tot felul de chestii. Nu zic că nu, e, că nu este pentru unii oameni o oportunitate de a face niște bani, dar deja a devenit uh, generalizată problema și s-a creat efectul de why. Da, am, am, de, am, am talent la, la desenă, da, așa e. Efectul ăsta, ori de câte ori apare, nu e bun. Și hai să vă zic ceva. Cei mai bogați oameni din lume... Reprezintă cam 1% din populația globului. 99% restul oamenilor, poate că e mult 99%, 80%, 50%, hai, 50%, nu știu chiar toate procentele cum sunt, dar fac o presupunere. Este middle class, upper middle class, lower middle class, nu știu ce. În fine, 1% și restul. A idee. Ca să poți să faci foarte mulți bani, este important să nu faci ce face toată lumea, sau să fii primul care face ceva înainte să facă toată lumea. În cazul Bitcoin, cine s-a îmbogățit? S-au îmbogățit primii investitori care au apreciat, au studiat tehnologia Bitcoin, i-au văzut puterea au speculat când era în fază baby și acum s-au îmbogățit. Primii jmecheri care au avut bitcoin, nu ăia care acum sunt cu turma toți grămadă să se îmbogățească și ei, să mai prindă și ei o bucățică din prăjiturică. Probabil că se vor mai îmbogăți câțiva, dar timpul trece și nu o să se ajungă niciodată la estimările acelea super mega fantastice. De ce? Pentru că nu este realistic odată. Doi la mână și eu când investeam în diverse lucruri, spre exemplu în argint, în fiecare an citeam speculații, deși nu le luam în considerare, în fiecare an citeam speculații. Argintul nu mai e pe piață, gata, o să se ducă rezervele la anul, argintul o să fie 200 de dolari pe runcie, o zi, troi, mamă, 200 de dolari, acum e 20, cumpărați argint cât puteți. Aoleu, o să fie criză de argint. Alte știri. Argintul ar putea depăși aurul. Argintul mai scump decât aurul, în maxim 5 ani. Bănci, specialiști, economiști. Argintul va fi primul element din istorie care se va duce, nu va mai fi, nu mai, mai putea fi cumpărat, se va epuiza. Argintul, mamă, o să ajungă la 1000 de dolari în cel mai scurt timp. Argintul, mamă, mamă, mamă. Pe de o parte, da, eu înțeleg valoarea, utilitatea, am studiat despre el, așa este, o să crească în preț. Dar nici niciuna dintre acele estimări, prețul argintului cu ar fi acum pe la vreo 100 de dolari. Nu la cât e acum, 20, 25, 30. Dar sub nicio formă, eu nu cred că argintul, cât sunt eu pe planeta asta, eu nu cred că argintul va putea fi mai scump decât aurul. Realistic vorbind. Da, adică sunt estimări, sunt studii, sunt nu este realistic ca argintul să ajungă mai scump decât aurul. Dacă ajunge, să ajungă. Am vreo 4 kg. 4 kg de argint să fie brusc echivalent cu 4 kg de aur, să rămână la mulți ani. E super ok, din punctul meu de vedere. Cum să zic, astea sunt știri, în general, sunt știri care apar... Ok, unul analist, e părerea lui, unul e investitor, e părerea lui, unul a avut noroc, e părerea lui ăia sunt de la o bancă, e părerea lui. Vine unul cu o putere foarte, foarte mare de influență, ca Elon Musk. Îmi place de Elon Musk, îl admir, el e fan Bitcoin. E părerea lui, nu înseamnă că are și dreptate. Dar are influență mare, cumpără mulți pentru că a postat Elon Musk sau a postat nu știu cine, îi crește prețul, că logic e vorba de cerere ofertă și are loc un fenomen de pump and dump. Și uite așa se manipulează și deja când Lumea a băgat tot, a băgat toată lumea bani în Bitcoin în alarmant. Oia care au băgat primii dau cash out, prețul scade și rămân ăia care au băgat sau au împrumutat să vage bani în Bitcoin, masele și are loc o mini, un mini jaf. Repet, nu vreau să fac anti Bitcoin în acest clip. Oricum, n-am o părere extraordinară despre cei care acum investesc în masă în Bitcoin, dar ceea ce este deranjant și când am făcut clipul cu Bitcoin, nu era neapărat anti Bitcoin cât era anti-efect de turmă. Când este efect de turmă, sunt șanse foarte mari să pierzi. Aici e vorba de orice efect de turmă. Și pot să dau multe alte exemple. Toată lumea, când eram, când erau părinții mei tineri, era la modă să faci facultate, era la modă să. era o necesitate pe la modă să faci o facultate, era criză de avocați, de economiști. Mamă, fă avocat, mamă, fă economist. Toată lumea economiști, avocați, asei, avocați, drept în continuu. Bă, sunt atât de mulți care termină dreptul, care efectiv nu știu unde se vor angaja. E nevoie de un avocat, e nevoie de un judecător, e nevoie de un jurist și unde o să se ducă toți de notari, că și notarii parcă tot dreptul trebuie să facă tot, tot dreptul. Unde o să se ducă toți? Deci sunt, dacă mă uit în Vâlcea, sunt cred că 20 de cabinete, ce 20, cred că, că sunt multe, de cabinete de notariat, știu eu vreo 3, 4 și mai sunt probabil încă câteva, 20, 30, hai, avocați, cât să fie în Vâlcea, nu știu dacă sunt, nu știu dacă sunt 50 de avocați și tot așa, deci sunt, sunt și sunt vechi. În fiecare an, la nivel național, sunt, nu știu, niște mii de absolvenți care termină dreptul. Fac și eu o facultate că mă zic că e cool. Bă, nu zic că nu e bună facultatea, dar să faci doar că fac toți, să ai tu o diplomă, să nu fii singur fraier și intri în efectul de turmă. Mai friend, ai pierdut timpul, ți-ai pierdut energia, puteai să faci altceva, puteai să faci bani, puteai să te dedici, puteai să te distrezi, puteai să faci altceva. Cumva efectul de turmă, nu neapărat doar în business, cumva efectul de turmă este și o teamă să nu cumva să fii văzut ca fiind inferior de ceilalți prieteni, membri, colegi, rude, etc ca să nu fii și tu fraierul grupului, intri în efectul de turmă și faci tu ce facă ea. Bă, dacă ăla a făcut școală, l a făcut școală, l a făcut școală, l a făcut așa. Pe de o parte e bine că vrei să faci, vei să te ridici, Ca mai spus o cu grupurile că e bine să te ridici, dar dacă o faci doar pentru a le demonstra lor că poți și tu și nu ești singurul, nu ești cel mai fraier, în primul rând te păcălești pe tine. Oricum o dai, efectul de turmă nu este bun. Acum toată lumea e nebunie cu IT-ul. IT, construcții, toată lumea pleacă în afară, acum e la modă să pleci prin afară, din păcate mulți se întorc. Nu e totul așa roz și niciodată nu-ți va merge ție la fel de bine când încerci să copiezi. Dacă s-a apucat X să-și facă o afacere și merge bine și vi tu Ia să copieți și eu sau ai auzit că 50 de oameni au afacerea asta și vrei și tu să intri în joc, adică cu turma, ție nu îți va merge cum le merg celor care s-au apucat primii, care au deja experiență, au volum mare din piață și pot da multe, multe alte exemple. Evitați efectul de turmă, evitați îmbogățirea peste noapte, evitați jocurile de noroc, evitați loteriile, evitați promisiunile că vei face 500% dacă investești în nu știu ce. Nu țin, sunt scamatorii. Evitați nevoia de a impresiona, de a părea cool, de a face ceva de dragul de a face, de a impresiona sau ceva ce fac toți. Din păcate, cred că la foarte mulți le teamă să fie diferiți. Dacă toți fac ase drept și medicină și tu vei să faci teatru. păi ce te-a să te la circ? dacă ce să la mișto. Și pe mulți îi, sperie gândul ăsta că vor fi luați peste picior de cunoștințe. Când vrei să fii diferit, vei fi criticat, vei fi judecat, vei fi certat. Asta e de mers. Dacă vrei să nu fii certat, să stai stres free, să fii ok, să fii acolo în bula tuturor, fă ce fac toți, mergi cu turma nu ți asuma riscuri și fă pe placul tuturor. Și nimeni nu te va judeca. Voi ce părere aveți? Așteptăm mai jos părerile voastre. Vă mulțumesc și ne vedem în următorul episod.